Bună, dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De această dată avem bucuria și onoarea să-i avem ca oaspeți în studioul nostru pe Marian și Rodica Volintiru din Canada, familie binecuvântată care vine din 2007 în fiecare an în România pentru câte o călătorie misionară. Călătorie care nu are alt scop decât a sluji oamenilor după voia lui Dumnezeu. Bine ați revenit în România, bine ați revenit la Credo TV. Mulțumim foarte mult și pentru noi este o onoare și apreciem acest lucru și ne bucurăm foarte mult pentru acest prilej. Și eu zic bine v-am regăsit și ne bucurăm să fim din nou în acest loc și în țara aceasta. Și eu mă bucur că ați reușit să vă întoarceți și anul acesta și știu că ați fost foarte așteptați de cei care vă cunosc deja și de cei care au auzit doar de voi sau au citit cartea Rodicăi. Care sunt planurile pentru anul acesta? Planul deja a început din 18 iunie și deja am început... În multe sate, orașe, am avut conferințe de femei, am avut întâlniri și personale cu persoane care au avut probleme, care au avut întrebări, care au avut diferite situații mai grele în viața lor. Dorința noastră întotdeauna și planul nostru vrem să fie planul lui Dumnezeu. Și știm că planul lui Dumnezeu este duceți-vă și vestiți numele meu, duceți-vă și ajutați, întăriți, îmbărbătați. Și după cum știți, din 2007 aceasta ne-a fost dorința să vedem trezirea în România. Și trezirea începe de la mine și de la tine. Deci începe în primul rând de la persoană la persoană și aici ne folosește Dumnezeu la diferite nivele. Vreau să mai adaug că nu suntem perfecți, dar am înțeles și am ales să mergem, așa cum a spus și soția, duceți-vă și vestiți, predicați. Spuneți ceea ce Domnul a făcut în viețile voastre, în viețile noastre și cu aceasta noi vrem să încurajăm și să ridicăm și pe alții care sunt, poate, știu eu, supărați, amărâți, deznădăjduiți sau în depresie sau alte stări care nu sunt de la Domnul, aș putea să spun. Sigur nu sunt de la Domnul, sigur. Dar pentru aceasta este și un sacrificiu. Nu neapărat, știu că nu vă plângeți niciodată și știu că mergeți și în orașe mari și în localități rurale unde oamenii au condiții mai precare. Sunt niște sacrificii și aș vrea să ne dezvăluiți un pic și din sacrificiile care poate noi nici nu ni le imaginăm. Când iubești, asta da. Nu ca și o plângere, da, ci știu, pentru că deci, apreciem lucrarea voastră. Da, știm că orice lucru bun se face cu sacrificii. Așa este. Spui tu și dacă e, mai completez. Ok, ok. Sacrificiul care un copil al Dumnezeu îl face, dacă iubește, nu mai vede atât de grav. Este sacrificiul în ochii oamenilor, în ochii lui Dumnezeu. Dar pentru cel ce iubește pe Dumnezeu și simte chemarea care o are din partea lui Dumnezeu, o face totul cu bucurie. Dar hai să le spunem așa. Cum spune Pavel, că toate acestea le văd ca un câștig, da, toate greutățile. Exact, exact. Câștigurile, hai să le zicem așa. Faptul că când știi că ești chemat de Dumnezeu, nu-ți permiți să pleci la o lucrare fără să petrești timp cu Domnul. Deci este o vreme de post, de la o zi la 40 de zile. Depinde cum Dumnezeu ne călăuzește. Este o vreme în care te retragi cu Dumnezeu cât mai mult, să petrești timp cu El, să studiezi, te duci la conferințe. Am ore în șir care studiez cuvântul, predici, muzică, conferințe și așa mai departe. Apoi familia. Este un sacrificiu ca și mamă, ca și soție. Încerc cât de mult posibil să-mi dau tot timpul cât pot pentru ei și să pot să am balanță și pentru Dumnezeu. Și de multe ori este un sacrificiu pentru că trebuie să fug la biserică. Trebuie să mă duc la rugăciune, trebuie să plecăm în misiune. Acum am luat fetele cu noi, toate îi lăsăm, nu îi lăsăm pe drumul, îi lăsăm în mâini bune, dar oricum este un sacrificiu pe care îl faci. Apoi, din punct de vedere al confortului, e foarte frumos să stai acasă în confortul tău, ai baia ta, bucătăria ta, ritualul tău și dintr-o dată lași totul și pleci și nu știi unde dormi, nu știi unde mănânci, doar cu un geamantan se poate trăi 3 luni de zile.
Apoi partea financiară, de asemenea, de multe ori a trebuit să dăm absolut tot, au fost situații când nici n-am mai avut bani, nici de mâncare, dar le depășim pe toate și le facem cu bucurie. Chiar dacă ajungem, poate, și alt sacrificiu, când știi sigur că ești chemat de Dumnezeu și ești atins de Dumnezeu, mai primești și împotriviri, mai ales eu că sunt femeie. E un alt sacrificiu de care mă bucur pentru că văd dincolo de toate acestea lucrarea lui Dumnezeu și vrășmașul nu-i place pentru că știu că aduce rod. Dar toate acestea, cum a spus pentru mine, le-am depășit, le fac cu bucurie, nu este ușor, este greu, dar foamea, setea, dorința, dragostea pentru Dumnezeu le biruie pe toate. Da, spune. Sacrificii, deci să spun și partea mea ca și bărbata, cu femeile văd multe sacrificii, poate sau mai puține. Noi vedem în diferită direcție ca și bărbați, să spun așa. Ea spunea de post și sacrificiul acesta care să recunosc că ea postește mai mult ca mine. Și în general cred că femeile postesc mai mult ca bărbații. Nu știu, nu vreau să vorbesc pentru toți bărbații, deci nu vreau să scot acest lucru în relief, dar e un sacrificiu și atunci trebuie să dormi separat. Sunt anumite lucruri care nu le mai poți, îți mai poți permite ca atunci când nu ești în post sau alte sacrificii. Deci sunt multe, cum a spus, și financiar poate și ieșirea din zona de confort. Dar mă duc la acolo, că aceasta este care mă cercetează pe mine cel puțin de mult timp încoace și am spus în multe locuri și spun, cum spune la Luca 14:25, pentru mine a devenit ca un motto în viața mea, ca să nu mai fac parte din mulțime și să fac parte din cei apropiați Domnului. Și atunci când aparții Domnului, tot ce lași de fapt, și așa nu sunt ale noastre, că ne uităm când trecând pe lângă un cimitir, ieri alaltă, ieri când am fost, m-am gândit câți oameni nu au, și-au pus nădejdea și baza în lucrurile materiale sau în, știu eu, chiar persoane sau, și au lăsat totul. Și atunci, la ce, nu vreau să spun la ce folos, totuși, Dumnezeu ne-a dat o viață să o trăim și să o trăim din belșug pe acest pământ, dar care este prioritatea? Și când schimbi prioritatea, atunci nu ți se mai par sacrificii. Ba din contră, sunt lucruri care ai vrea să îi le dai Domnului cât mai repede sau cât mai mult sau să-i dai totul lui și atunci nu mai vezi ca un sacrificiu, ba vezi ca o bucurie să investești. Dai tot. Să o onoare în același o onoare. Și dacă privim prin această prismă că ceea ce ne aparține, care este al nostru, care credem că ne aparține, că este nevastă, că este familie, că este bani sau sunt bani sau alte lucruri, obiecte, când le dai Domnului, de fapt e ca un ți-a dat ceva și tu îl dai înapoi. Da, ca un reward, ca un răsplată. Cumva, Doamne, aici sunt și te onoresc cu ceea ce am eu. Totuși, care este versetul? Ar fi frumos să-l citim, care spuneai că este ca un leitmotiv al, al vieții. 14:25. Deci Luca 14:25, da. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis. Și aici e numeră. Spune, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și aici am înțeles că Domnul Iisus nu ne cheamă să urâm, este să ne schimbăm prioritatea. Că ar fi contradictoriu să spună și el spune să urâm și să iubim și vrăjmașii. Dar aici, pentru mine, primul verset spune, împreună cu Iisus mergeau multe noroade, el s-a întors și l-a zis. Aceasta a rămas pentru mine, și dacă mă scoală cineva la trei noaptea și mă întreabă, îl spun, pentru că a rămas în inima mea și am zis, Doamne, nu vreau să fiu unul din acei din mulțime. Nu vreau să fiu. Și într-adevăr, când alegi acest lucru să nu fii parte din mulțime, ci să fii apropiat lui, atunci sunt sacrificii, sunt un preț, este un preț de plătit. Și din multe direcții și din multe. Și bineînțeles, din noi trebuie să dărâmăm anumite învățături, anumite întărituri sau păcate care ne mai țin încă legați și avem de luptat cu acestea. Și dacă nu luptăm, cădem înapoi în faza mulțimei.
Da, și mulțimea nu avea tocmai așa o mare bogăție spirituală și o ducea tocmai cel mai bine. Pentru că tot eram aici la preț și ați amintit de familie, aș vrea să ne vorbiți un pic de familia voastră, de ocupația voastră obișnuită atunci când sunteți în zona voastră de confort. Eu ca și mama, ca și soție, încerc întotdeauna să fac tot ce e mai bine pentru familia, pentru copiii, doi băieți, două fete. Cât pot. Câte de mari sunt? 11, 13, 15, 17. Deci cam una jumătate între fetele ei. Fetele și băieți. Băieții mai mari și fetele mai mici. Și cât pot de mult să petrec timp cu ei, ales având în vedere că mai plec în misiune, în lucrare, și cât pot de mult să investesc în ei, în cuvânt, în rugăciune, în fiecare seară, indiferent câte treburi avem, încerc tot posibil să mă duc la fiecare în camera lor, să vorbesc, să mă rog, să discutăm, să mai își deschide sufletul și să îi binecuvintez, să îi binecuvântăm, pentru că este mare, mare importanță. Are mare importanță lucrul acesta. Apoi, plus că sunt la școala creștină și cât de mult și acolo primesc învățătura de care au nevoie. În același timp, mâncarea, curățenia niciodată nu lipsește, vreau să fie totul perfect în casă, ca indiferent că postez sau că mai plec în lucrare, să nu ducă lipsă de nimic. Asta nu înseamnă că suntem perfecți, asta nu înseamnă că și copiii noștri, gata, sunt stele, m-aș fi bucurat, dar în același timp am văzut că și prin anumite provocări ale vieții, totodată noi creștem, învățăm niște lucruri, că și n-am fost niciodată părinți, și când deja ai copii la vârsta de adolescenți, nu toate le știm și am făcut multe greșeli, dar învățăm din ele, dar baza este cât putem de mult și cât știm și avem, dăruim. Că un om nu poate să dea mai mult decât are și decât știe. Dar îi mulțumim Domnului, în același timp soțul lucrează, în același timp cât putem să... Hai să lăsăm pe el să ne zică ce lucrează. Doar atât vreau să spun despre... Ne implicăm în biserică, unde facem parte, la conferințe de femei în biserică, la rugăciune, de câte ori sunt evenimente, cât de mult posibil în partea spirituală. Am dorit și mi-a plăcut și am fost chemată să fac totul cu bucurie și din toată inima, adică total. Domnul mi-a dat acest har de când m-a umplut cu iubirea lui să dăruiesc totul. Deci fie că e pentru soț, fie că e pentru copii, că e pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mie nu-mi place să am jumătăți. Ori sunt, ori nu sunt. Și de aceea, poate de multe ori ești neînțeles, dar îmi place să mă dedic cu absolut tot trup, suflet și duc în lucrarea la care Dumnezeu m-a chemat. Cum este viața mea o zi, să spun așa, în Canada, cu familia, cu copiii, cu misiunea, cu la ceea ce Domnul mi-a chemat? Aș putea să spun, nu, când lucrez, căci sunt zile când nu lucrez, pentru că sunt self-employed, sau cum se spune? Lucrez pe cont propriu. Cont propriu, da. Când am de lucru, când nu am de lucru. Și atunci când am de lucru, bineînțeles, dimineața când mă trezesc, mă rog, când nu uit, soția mi aduce aminte. Când uit, soția mi aduce aminte. Și mă duc la copii, bineînțeles, ei se scoală, trebuie să plece la școală. Nu, îi stau de vorbă puțin cu ei și, bineînțeles, fiecare aveam în ziua respectivă drumurile noastre. Ei la școală, eu la lucru, și când mă întorc, încerc să petrec timp cu ei cât mai mult posibil. Și nu întotdeauna este posibil. Pentru că vin mai târziu sau vin mai obosit, mai... Dar în ultima perioadă, aș putea să spun, cu băiatul al doilea, care este la vârsta de 15 ani, am dezvoltat o relație. Nu neapărat că îmi place mie basketul, dar avem coș de basket și spun, Paul, hai să vedem cine, și cumva ne provocăm unul pe altul. Și am văzut că atunci când faci ceva ce îi place lui, îți dai din timpul tău, îl apropii, și am dezvoltat o prietenie din asta care, acum vreau să spun că parcă îmi lipsește când sunt plecat, că știu că mă întâlneam cu Paul, ok, hai, sau cu băiatul mai mare, pentru că a crescut mai mare, 17 ani, e la perioada când nu vrea să stea prea mult cu părinții, că are el relațiile lui sau prietenii lui, și noi știm acum că e o diferită perioadă. Dar și cu el petrec timp sau încerc să văd ce îi place, ce nu-i place, încerc să îl motivez cumva să vadă că nu este bine. Și am mai început un lucru care eu cred că își va lăsa amprenta pentru mai târziu. Le-am dat câte o carte la fiecare, de John Maxwell, una
15 legi de creștere la un băiat și am spus, citești un capitol pe săptămână, îți iei notițe și sâmbătă stăm de vorbă o oră și după această săptămână, după ce îți dau $5 pentru ceea ce ai făcut, îl plătesc și îl motivez pentru spune, oh. Și deja la băiatul mai mare i-am dat o carte cu 21 de legi neschimbabile, tot al John Maxwell. Deci în afară de Biblie. Bineînțeles, asta este de pentru creșterea lor. Și atunci am văzut că s-a dezvoltat între noi cumva o relație și pe baza acestei cărți, pentru că eu nu am totul. Chiar băiatul spunea, dacă tu ai citit cartea și știi, de ce nu mi le spui tu mie? De ce să le mai citesc și eu? Și am zis, asta e problema, că eu nu le știu pe toate și încercăm să ne ajutăm unii pe alții. Și bineînțeles, seara mă duc la ei dacă am greșit și se mai întâmplă că am greșit și eu față de ei de multe ori și îmi cer iertare, mă rog cu ei, mai stau cu ei, mai petrec timp cu ei. Bineînțeles, cu toți patru, cât pot să-mi permit în fiecare seară și cu fetele la fel. Deci cam asta e, să spun așa, relația mea cu copiii acasă și la lucru. Bineînțeles, nu-mi neglijez nevasta și nici pe mine în timpul acesta și încerc să petrec cât mai mult timp cu ei și să ne înțelegem unii pe alții, că suntem diferiți, la ani diferiți sau și e și problema de diferența de vârstă și sunt multe care deci, la care trebuie să le facem față. Trebuie să lucrăm, da. Foarte frumos și interesant cum de fapt, asta am vrut, să deschidem pachetul cu lucrurile care ne sunt dragi și care le facem pentru cei din familia noastră și care credem că vor aduce rezultate și la care renunțăm pentru o vreme pentru a-i sluji pe alții care poate n-au avut parte de părinți care să stea seara cu ei, să se roage, care să le dea cărți de leadership sau doar Biblia și să le explice ce scrie acolo și e un sacrificiu, dar credem că Dumnezeu va purta de grijă de... Ce semănăm? Nu răsare imediat, dar partea noastră să semănăm. Bun, okay. Și dacă vorbim de semănat, cum ai spus, știu că anul trecut ai adus o carte, o avem aici, Cunoașterea frumuseții lui Dumnezeu prin post și rugăciune, multă lume a citit-o. Nu știu dacă aveți o evaluare, cam câte exemplare s-au vândut? Prin harul lui Dumnezeu, deja am făcut a patra ediție. Asta înseamnă 8.000 de cărți. Slavă Domnului! Nu le-am dat pe toate. Deci până la 20 de milioane de români. Eu am cerut pe Doamne 1.000.000 cel puțin. Dar nu... Când m-am gândit la bani, că am dat foarte multe degeaba, foarte multe le-am donat și o carte costă foarte mult să o faci. Cine scrie că știe. Dar m-am bucurat așa de mult că ce am primit sute și mii de mesaje în urma cărții care au fost atinși, schimbați, transformați. Tineri, chiar copii, pocăiți, femei și bărbați. Femei și bărbați care au fost provocați să-L caute pe Domnul mai mult. Au fost provocați să intre în post și rugăciune și pentru slava Domnului, eu spun deja, sunt foarte multe persoane care au îndrăsnit, motivați de puterea Duhului Sfânt prin această carte să postească mai multe zile. Au ajuns până la 10, 21 și 40 de zile. Eu anul acesta de obicei în fiecare am posteam câte 40 de zile înainte să plec în lucrare. Dar am fost foarte mult chemată și plecată în diferite țări, în diferite conferințe. Nu am mai putut să postez 40 de zile. Dar m-am bucurat că alții au postit. Deja o sămânță de urmași. Deja s-a multiplicat acest har și acest dar din partea lui Dumnezeu. Fiecare pentru ei personal, dar cei mai mulți au postit și s-au rugat pentru România. Chiar dacă au fost din alte țări. Dar doar câteva exemple. Eu am scris, că am zis că am tradus-o și în engleză, asta o să spun mai târziu despre asta. Persoane care, am mai spus, de exemplu, nepocăită. O prietenă din Canada mi-a spus să-i trimit cartea la mama ei din România, soție de preot ortodox. Și fost preot. Fost, da, că a murit. Când a luat cartea să o citească, această femeie care, nu știu dacă a citit vreo carte în viața ei și era atât de hotărâtă, credincioasă în religia ei ortodoxă și care nu accepta creștinismul și chiar era supărată pe fata ei că s-a pocăit. Da, pe... da, și când a citit cartea dintr-o dată, solții de pe ochii ei au căzut și a zis, unde am fost eu atâția ani? Unde am fost? Abia acum încep să-L înțeleg eu cine e Dumnezeu cu adevărat. Mergea pe stradă și spunea la oameni ce a găsit în carte.
După o vreme, îi spun prietenii mele, când mai vorbești cu mama ta, condu-o în rugăciune să se pocăiască. Mama i s-a pocăit și a început să-i dea slavă Domnului. În același timp, se întâmplă o altă minune. A căzut, nu mai știu exact condițiile, și și-a rupt șoldul. Ea a citit și în carte că Dumnezeu face minuni și astăzi. Nu știu amunt exact cum s-a rugat ea, dar înainte, cu o zi înainte să ducă la spital, a avut vedenie sau vis, o mână albă s-a atins de ea și a fost vindecată. Deci Dumnezeu nostru și astăzi face minuni. Și acum slujește pe Dumnezeu și sănătoasă și chiar împarte cărți și Biblie mai departe. A fost persoane care după ce au citit cartea, atât de mult au fost motivate și au intrat în 40 de zile de post și chiar povestea un bărbat. Eu m-am rugat ca Dumnezeu să-mi răspundă la o cauză, dar n-am primit răspuns la cauză, dar ceva s-a întâmplat. Dumnezeu a început să-mi schimbe viața mie. A început să-mi arate mizeria din mine. A început să văd cu adevărat că Dumnezeu există. Este atâta valoare în post și m-am bucurat că n-au fost mai mărturile mele care le-am tot spus cât de frumos este postul. Cum tu poți să încep să-L experimentezi pe Dumnezeu și frumusețea Lui prin post și rugăciune. Au fost persoane care au dus cărți în pușcărie. Oamenii din pușcărie au fost întăriți, încurajați, s-au întors la Domnul. O altă fată a primit cartea și când a primit cartea a aruncat-o. Era tare supărată, avea problemele ei, ale vieții ei, departe de Dumnezeu. După două zile a trebuit să meargă cu trenul și aud o voce, ia cartea. A luat cartea și când a început să citească, prezența Domnului a coborât peste ea, a început să plângă. Și așa de mult a fost cercetată încât a intrat în, nu mai știu, 10 zile sau 12 de post, zile de post, numai cu apă. Și în momentul ăla, Domnul m-a luat cumva din trup și mi-a arătat mizeria inimii mele. Și acum sunt într-un proces de creștere, de curățire, de apropiere de Domnul. Deci eu laud pe Dumnezeu căci sunt atâtea persoane care au fost atinse și cercetate. Și apoi, acum am înțeles eu una dintre lucrările care mi le-a spus Domnul din prima dată când ne-a chemat să ne rugăm să stau în post și rugăciune pentru România, românii de pretutindeni. Domnul mi-a spus, ceea ce eu îți dau ție, tu dă mai departe să se multiplice. Plus că Domnul mi-a spus să scriu cartea și de aceea am siguranța aceea 100%, ceva, mai mult sau mai puțin din carte, atinge sufletele oamenilor. Și de aceea, prin carte s-a multiplicat mai mult vestea aceasta al intimității cu Domnul. Multe persoane mi-au zis, citind cartea m-am îndrăgostit de Dumnezeu. Vreau să mă apropii mai mult de El. Plus postul și rugăciunea, plus revelații. O să zice, am atâtea întrebări să pun și nu găsesc răspuns. I-am zis, ia cartea. După ce a citit cartea, ce nu m-am nevoit niciun răspuns, că deja Domnul mi-a răspuns la toate. Din nou, Biblia este cartea. Ea este ceea ce ne motivează. Dar prin această carte care Dumnezeu mi-a dat și foarte multe experiențe cu Dumnezeu, a întărit atâta lume, a provocat, a cercetat, a schimbat, a transformat. Și eu mă bucur, toate e pentru Domnul, nu e nimic pentru mine. Eu zic, Tată, sunt undeva acolo nascuns. Doamne, eu doar mă predau și am ascultat ceea ce Tu mi-ai spus. Și aici intervine și soțul meu care l-a zis, dacă eu opream pe soția mea. Să spun eu? Spune tu, tata. Thank you. Chiar cineva m-a întrebat, tu ai citit cartea? Și am zis, eu de 20 de ani o citesc în fiecare zi aproape. Și încă nu știu la ce capitol am ajuns și încă o citesc, care este frumos, soția mea. Frumos. Da, într-adevăr, este o carte care mă motivează și am văzut și eu, să zic, anumite mesaje care le primește sau o ajut și eu în lucrurile acestea, că la un moment dat nu poți să faci tu totul singur și câte e-mail-uri primește și mesaje pe Facebook sau pe alte căi și atunci am văzut și mi-am dat seama cât de mult și cât de necesar este ca fiecare din noi să devenim un fel de carte deschisă sau și de ce nu să scrim o carte fiecare de a motiva, de a încuraja. Sunt multe cărți care sunt scrise spre distrugerea noastră, cum știm de Harry Potter sau știu toate astea. Sunt multe cărți care nu ne încurajează, ne dărâmă mai mult. De ce noi ca și creștini să nu scriem cărți de motivare? Deci să spunem prin ce am trecut, unde am fost, prin ce am trecut, unde am ajuns și unde vrem să ajungem și să încurajăm pe alții. Cum a zis și soția, nu neglijăm Biblia, ea este cartea principală care ne leagă între noi și Dumnezeu, deci care trebuie să o citim, să o studiem. Dar sunt atâtea cărți de motivaționale care să ne încurajeze și fiecare de noi. Și mă bucur că am ascultat, să spun așa, de Domnul și am lăsat-o să scrie cartea. Adică am creat-o în timp. Da, sprijinit-o. Sprijinit-o și, de ce nu, poate și financiar. Mi-a plecat și a stat, știu, o săptămână undeva singură doar să scrie sau
Nu, ca să scoată cartea de la... Deci un sacrificiu și aici, când am început cartea, când Domnul mi-a spus să scriu cartea de acum 8 ani, dar numai anul trecut, dar a trebuit să mă retrag singură pe munte cu Domnul. El a stat acasă cu copiii, zice, du-te. Chiar dacă nu a realizat ce va urma, nu a știut. Parțial, poate nu. Parțial, deci... nu știm, dar am ascultat vocea Domnului, am colaborat împreună și asta laud pe Dumnezeu că mi-a dat Domnul un soț cu care să mă susțină în lucrare, că nu e vorba de noi. Nu e vorba de lucrarea noastră, ci e vorba de Dumnezeu și înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu. Da. Da. Da, și deci asta e cartea, în ce privește cartea. Acum, bineînțeles, ne rugăm să, ca să creăm un timp și tot așa să scrie și el. Are multe jurnale scrise acasă, acum trebuie spuse împreună și trebuie aranjate în forma de carte sau știu eu cum să... Și de ce nu, poate Domnul mă ajută să plec și eu o săptămână, două, o lună. Amin. Să scriu o carte. Puteți scrie împreună, sunt foarte mulți autori, mai ales americani, care ca și soț, soție, scriu cărți împreună și Domnul să binecuvinteze și să înmulțească darul pe care l-ați primit. Foarte de apreciat faptul că a înțeles soțul tău să te susțină, pentru că sunt atâtea femei cu care vorbim și ne spun, și eu aș face, dar soțul meu îmi zice, stai în banca ta, ești femeie, la mulți nu le place și de frica oamenilor nu sunt încurajate, dar mulțumim lui Dumnezeu că s-a spart gheața prin oameni ca și voi și încurajăm femei, bărbați din România și de pretutindeni să scrie și să se lase în mâna lui Dumnezeu. Care este mesajul pentru anul acesta? Pentru că cartea a fost scrisă puțin înainte, dar Dumnezeu are tot timpul ceva nou și știu că aveți ceva nou despre care aș vrea să vă las să povestiți. Da, în urma multor mesaje care le-am primit de când am început și pe Facebook să scriu revelații proaspete, în fiecare zi aproape a fost o vreme când îmi făceam timp mai mult să scriu ceea ce Dumnezeu îmi vorbea. Fac o mică paranteză, mie de mic copil mi-a plăcut să scriu. Deci nimeni nu m-a încurajat. De aceea noi, ca și părinți, avem mare nevoie să fim învățați, să vedem cam ce talente, ce dar ar fi în copiii noștri și să le dezvoltăm. Dar în mine a fost tot timpul să scriu și mi-a plăcut să scriu și bune și rele și prostii care făceam și lucruri bune și frumoase. Eu le scriam, le scriam, le scriam, le rupeam, le aruncam. Și acum am văzut că Dumnezeu cumva... pentru slava Lui, că poate celelalte nu erau pentru slava Domnului, mi-a pus punctul pe ei să folosesc acest dar pentru alții. Și de aceea, acum prin Facebook, soțul meu m-a ajutat să deschid și deja aveam poate 800, peste 800, dar eu nu cunoșteam. Soțul meu era cel care întreținea toate relațiile, eu doar îi spuneam ce să scrie. Am început să scriu foarte multe mesaje care Domnul dătea și am văzut sute de persoane care erau atinse. Ce mie mi-a vorbit, mie mi-a vorbit Domnul. Și am început să primesc foarte multe răspunsuri, întrebări, dureri, probleme. Și am constatat la un moment dat, cu durere pot să spun, că și cei mai mulți creștini vorbesc. Sunt într-o vale, în încercări, în probleme și nu știu să se lupte. Nu știu cum să iasă de acolo. Nu știu cum să-și folosească identitatea în Hristos, nu știu cum să folosească armatura, nu știu puterea care este în cuvântul lui Dumnezeu, nu știu foarte multe amănunte despre rugăciune, puterea rugăciunii, nu știu foarte multe lucruri despre închinare, puterea închinării. Nu realizează ce se întâmplă în lumea spirituală, lupta pe care noi o ducem, cum spune cuvântul, nu este împotriva cărnii și sângelor, adică oameni, ci a duhurilor. Este teama aceasta de duhuri, este teama de lupta spirituală, deci cumva este o confuzie, cumva este o frică, cumva este o stagnare. Și atunci mi-am dat seama câtă nevoie este de această învățătură, de aceste sfaturi și prin propriile mele experiențe bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, de a ridica, de a învăța, de a sfătui, de a echipa biserica lui Hristos, nu numai femeile, că nu vorbesc numai la femei sau nu m-a chemat Domnul doar pentru femei, pentru a fi, cum spune acolo, gata, îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să putem să ne luptăm împotriva tuturor atacurilor vrășmașe. Să rămânem în picioare în ziua aceea grea. Da, în picioare în ziua aceea. Și de ce toate acestea? Ca să fim efectivi în împărăție lui Dumnezeu. Nu e vorba neapărat de noi. Și de aceea am fost atât de surprinsă văzând câte atacuri care a pur și simplu adus la depresie. Și am zis, Doamne, creștin cu depresie, n-ar trebui să existe cuvântul ăsta într-un creștin, nu contează ce religie, că e baptist, pentecostal, dezamăgire, frica aceasta, traume, boli,
Și am zis, tată, ceva lipsește. Ceva lipsește aici și e nevoie de o echipare la nivel de leadership, la nivel de familie, femeie și bărbat, din toate punctele de vedere în această luptă spirituală. Și chiar dacă am mai auzit noi, dar de data asta m-a dus Domnul mai în adâncime ca să scoatem vulpile mici. Și cum să ne luptăm? Cum să avem aceste echipamente, și am spus așa în mare, cei patru stâlpi, care este cuvântul, și de aici putem învăța atâtea lucruri că nu ne ajunge ani de zile în fiecare zi, dar măcar lucrurile principale, câtă putere este în cuvântul Domnului, apoi câtă putere și cum să folosim rugăciunea, postul și închinarea. Pentru mine văd patru stâlpi puternici din care sunt atâtea ramificații care trebuie să le știm. Și acum, te întrerup puțin, da. Și prima carte, adică prima ta carte este considerată de mine ca un manual de luptă spirituală, dar sigur că sunt și alte lecții care Da, mai în detaliu, mai la subiect, la fiecare, pentru că acum dacă am primit foarte, foarte multe cazuri, situații, de exemplu cu boală, nu știu de ce am insomnie. Nu știu de ce mă supăr și așa, nu știu de ce mi este frică, uite, doar am auzit ceva și mi este frică, plus amărăciunea, plus neiertarea, vom vorbi poate despre aceste lucruri mai târziu. Deci sunt atâtea lucruri în inima noastră, cu toate că venim la biserică, cu toate că poate ne lăudăm că suntem botezați cu Duhul Sfânt și avem daruri. Facem fapte bune. Facem fapte bune, de toate. Și totuși sunt niște lucruri în inima noastră care nimeni nu le știe. Sau nu înțelegem de ce reacționăm într-un fel. Ne uităm doar la efect, dar nu vedem cauza. Și asta am simțit, bineînțeles, totul pentru zidire, întărire, încurajare. Pentru că Dumnezeu are nevoie de o mireasă curată, dar o mireasă care e luptătoare în același timp. Noi suntem pe calea lui Dumnezeu și soldați, luptători, campioni în același timp, dar și îndrăgostiți care să-L iubesc pe Dumnezeu, dar și misionari care fac lucrarea lui Dumnezeu. Deci eu am văzut, sunt atâtea oportunități, sunt atâtea nevoi, dar nu putem. Încercăm că ceva ne trage înapoi. Și acum este o vreme, am înțeles de la Domnul, mult mai puternică și urgentă de echipare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ce aș putea să mai completez, dar i-a spus că a primit acest mesaj și trebuie să recunosc, mesajul l-a primit ea mai întâi, ca și Maria, mama Domnului Iisus, și pe urmă Iosif, și am primit și o confirmare după aceea și mesajele care sunt într-adevăr și ne aliniem împreună să facem această lucrare care Domnul ne-a chemat și vreau să spun că nu este ușor pentru mine ca și bărbat, ca și soț, mai ales că ea este o voce și mulți îmi spun, tu ce faci, de ce nu vorbești, de ce nu te ridici, că mulți înțeleg că a fi lider, a fi conducător sau luptător trebuie să fii doar în față, la învon sau știu undeva. Și să vorbești tu mult. Și să vorbești mult. Sau nu. Să ții femeia. Deci eu am realizat că ea este o putere care Dumnezeu a pus-o în ea și care prin ea se extinde și m-am gândit odată dacă eu aș acoperi această putere, să o opresc, undeva va exploda și poate va exploda unde nu mă aștept și în ce nu mă aștept. Și am zis, de ce să nu lucrez cu această putere? Și bineînțeles că lucrăm împreună. Deci în tot ceea ce facem, bineînțeles că ne sfătuim, de asta suntem și împreună în România și plecăm în misiune și chiar și acasă. Mai sunt, într-adevăr, de multe ori poate divergențe sau opinii diferite, dar ajungem la același numitor comun în scurt timp decât înainte. Le rezolvăm mai repede. Câteva minute am scăpat, ne-am împăcat. Nu știu dacă există cineva, chiar o familie atât de perfectă încât niciodată să nu fie avut anumite, nu conflicte, opinii diferite, deci să nu intrăm în alte. Și e bine, pentru că atunci se nasc și alte idei. Eu am o idee, iar alta, le punem împreună și ies alte, lucrări sau care sunt spre slava Domnului. Da, și mai amintea aia despre Facebook, mesajele care le scrie. Într-adevăr, eu am fost mai mult cu partea tehnică și mi-a plăcut de toate. Ea a spus, eu nu mă bag, nu știu. Dar a venit momentul în care nu am mai avut încotro și am spus, ok, aici este laptopul, așa se face, asta este.
Și încet, încet a început. Deci fiecare de noi putem să facem mai mult decât facem. Chiar cineva spunea arăta un exemplu și a pus toată sala să ridice mâinile sus și a zis, ridicați mâinile sus și a ridicat mâinile sus. Și a zis, ok, doar atât puteți, nu? Mai sus. Și atunci le-a ridicat mâinile sus. Deci se poate mai mult. Noi ne mulțumim, spunem, atât este și ne-am oprit aici. Nu, este mai mult. Hai mai sus. Deci e normal că trebuie să învățăm, trebuie să ne încurajăm, trebuie să ne ajutăm unii pe alții și nu este chiar atât de ușor sau plăcut de multe ori, dar că avem de luptat și cu anumite stări sau rădăcini din trecutul nostru, mentalități, izvodirea ale minții, să dărâmăm ziduri și, și mai vin. Pe unde au venit odată, încearcă tot acolo vin, încearcă să vină. Și nu, avem de luptat tot timpul. Suntem într-o luptă spirituală tot timpul. Important este să realizăm că suntem în luptă. Căci dacă noi credem că am ajuns la un punct, cum spunea cineva, succesul nu este o destinație, ci este o călătorie. Deci noi suntem într-o călătorie. Nu mă refer succes, deși de ce nu? Și succes material și spiritual. Deci suntem într-o călătorie. Suntem. Important este să realizăm și să lucrăm împreună, să conlucrăm. Înainte de emisiune, discutam despre un punct pe care aș vrea să-l reluăm, pentru că știu că este ceva specific care Domnul ți-a arătat ție, așa cum Rodică i-a arătat durerea asta pentru că e femeie și noi suntem mai sensibile și vedem cât de rău e să fii bolnav, dezamăgit, în depresie. Vorbeai, Marian, despre lucruri legate de leadership în România, niște nevoi pe care le-ai observat și aș vrea să le dezvolți un pic. Deci, în primul rând, m-am uitat la mine și am văzut cât de mult am pierdut pentru că nu am știut anumite lucruri. Lumea pierde în lipsă de cunoștință, de cunoaștere. Acolo, cum am spus, am business-ul meu personal. L-am avut sau încă îl mai am, să spun așa, în construcție. Am avut oameni care au lucrat pentru mine. Și la un moment dat cineva mi-a spus, pentru că întotdeauna cumva eu ca și lider, ca și conducător, ca și mă plângeam mai mult și nu inspiram încredere, speranță. Și unul din ei a plecat și a zis, tu nu, deci nu văd ceva de viitor, speranță la tine. Și mi-am dat seama lipsa mea de creștere, de a fi un lider. Și acum toți dintre noi, din noi, deci toți, să spun așa, suntem lideri mai mari sau mai mici, în anumite direcții sau cu anumite persoane, că ești acasă cu familia sau că ești la lucru sau că ești unde. Sunt oameni care se uită la tine și te urmează. Și dacă noi nu știm cum să îi ajutăm pe alții să crească și de ce nu știm, pentru că noi nu suntem crescuți. Noi nu am investit în noi în primul rând ca să putem investi în alții. Așa. Nu ai ce să dai dacă nu ai. Nu ai cum să dai ce nu ai. Nu? Și de aceea am văzut și prin multe locuri unde am fost, chiar și când am fost în Ucraina, am avut ceva discuții, așa să spun, cu anumiți frați acolo și chiar l-am sugestionat și le-am spus, ce văd eu lipsă în biserici este de creșterea spirituală, dar creșterea, deci, de leadership. Alți lideri să ridice, liderii să ridice alți lideri. Să nu ne speriem că dacă celălalt se ridică mai sus, eu îmi pierd poziția. Nu, pentru că tu te ridici mai sus, pentru că tu crești și ajuți pe alții să crească și cum spune John Maxwell cu legea lead în românește capacului, dacă tu ești la nivelul 5, nu poți să duci pe altul la nivelul 6, nu-l duci decât poate până la nivelul 4, poate. Și de aceea noi trebuie să creștem, mai ales în biserici, ca și păstori, ca și lideri, ca și conducători, nu contează în ce arie, închinare, predicare și toate. Deci trebuie să creștem, trebuie să investim în noi mai întâi și ca să putem investi în alții. Și vedem și din Scriptură când Ietru îi spune lui Moise, trebuie să pui lider peste 10, 100, 1000. Deci să investești și să ridici. Sau cum mai spune John Maxwell, dacă tu ești lider și mergi înainte și nimeni nu te urmează, tu nu faci decât o plimbare. Deci și mulți, îmi pare rău să spun, mulți sunt doar la plimbare, și prin biserică, și prin lume în general, în business. Și de aceea vedem că nu merge și am văzut necesitatea în România și mă bucur că au început în multe părți să înveți aceste lucruri și să investească în alții. Și chiar mă bucur și de soțul lui Rodica, Puiu,
Pentru că am văzut în el un lider înnăscut. Deși se spune că liderul nu se naște, deci crește și se formează. Dar am văzut în el, deci, această capacitate de a investi în alții. Cât am petrecut câteva zile împreună cu el, mi-am dat seama că, într-adevăr, este un lider chemat. Deci să facă lucrarea aceasta și cred că sunt mulți ca și el. Deci am mai întâlnit. Am fost și chiar la Toflea cu păstorul de acolo. Am vorbit cu el puțin și o idee ce a spus el și mi-a plăcut este că la ei în biserică au crescut mai mulți lideri, păstori, au fost și a zis, dacă îi păstram pe toți în biserică aici, atunci se întâmplau anumite lucruri care se întâmplă prin multe locuri. Împărțiri, despărțiri diviziuni. Și diviziuni. Și el a spus, nu, am deschis filiale în alte locuri și am trimis și am pus acolo să... Pentru că aceasta, de fapt, este de multiplicat. Și Domnul Iisus a spus, duceți-vă, doi câte doi, duceți-vă, nu stați pe loc. Nu toți facem un turn Babel, să spun așa, și atunci se... Deci sunt multe, ca să spun așa, în direcția aceasta și cred este că Dumnezeu va deschide mintea și inimile multora care să înțeleagă și să se formeze un... să se formeze lider. Într-un cuvânt. Asta să nu fie lider formați. Nu sunt lideri în România, ba da, și unii foarte buni și foarte puternici, dar ceea ce vedem noi din punctul nostru de vedere pe unde am mers, e nevoie de mai mult. Corect. În business, în biserici, în familii. Dar aici iară este o problemă care am văzut-o eu cel puțin la noi, națiunea noastră română, că avem o problemă. Hai să ducem problema neapărat. Avem situația. Nevoie de ceva mai mult. În noi este foarte mult acest spirit competitiv. În noi este foarte mult negativism. Este foarte multă mândrie. Dar mândria care o afișăm în spatele ei este un duc de inferioritate. Și ca să ascundem acea inferioritate, încercăm să pozăm, încercăm să facem. Apoi, ca să fii un lider, asta nu trebuie să... Poți să fii liber prin control, prin manipulare, prin mită, prin pile, prin bani. Deci un adevărat lider se formează noi ca și creștini la picioarele Domnului, în care respectăm, în care iubim, în care ne jertfim, în care dăm tot, în care spălăm picioarele și onorăm. Niciodată nu cerem onoare, niciodată nu cerem respect. Ele automat se câștigă prin viața noastră la picioarele Domnului. În momentul când noi realizăm că suntem trup și fiecare e un mădular, ele niciodată nu se vor bate, niciodată nu se ceartă, niciodată nu le frică că mâna asta face mai multe lucruri decât dreapta și atunci se supără și încep problemele. Nu! Ele lucrează împreună. De ce? Pentru că noi ca și creștini avem perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Noi vrem ca Domnul Iisus să fie înălțat. Vrem ca Tatăl să fie proslăvit prin tot ce facem, cum ne spune cuvântul. Și pentru înaintarea împărăției, deci avem o minte diferită decât sistemul lumii acesta, care este individual, care este competitiv, care este gelos, care este invidios. Nu, noi vedem în ansamblu împărăția lui Dumnezeu. Și atunci eu lucrez cu soțul împreună. Nu că e soție, femeie, tu taci. Nu că copilul meu este așa sau că păstor cu tare. Nu. Noi vedem în fiecare valorile. Noi vedem fiecare calitățile care eu le dezvolt la tine, tu la mine. Este o supunere reciprocă. În același timp, este o dragoste în unitate pentru că avem o viziune. Suntem în război și în război. Ostașii, soldații nu se luptă unul împotriva celuilalt. Nu, stă umăr la umăr, cot la cot, se apără unul pe celălalt. De ce? Ca să biruim vrășmașul. Pentru că avem o menire de a salva sufletele din iad la Domnul. Dar dacă noi ne certăm între noi în biserică, noi între noi spunem, nu, asta nu e bine, asta așa, că la voi e așa, la noi este așa, Satana și ce face, bate din palme, stă pe margini și zice, uite, niciodată nu o să aibă putere împotriva mea, dar abia supraviețuiesc. Dumnezeu nu ne-a chemat la supraviețuire, ne-a chemat la o viață din belșug. Când spun belșug, mulți, ho, legea prosperității, nu e vorba de prosperitate, prosperitate înseamnă, da, prosperitate în bucurie. Prosperitate în pace, în înțelepciune, în creativitate, în tot ce e bun, frumos și desăvârșit, că zice clar, de ce a pus Dumnezeu, Domnul Iisus, același verset, Ioan 10:10, este
că satana vine să fure, să omoare, să prăpădească, deci spune ce face vrăjmașul, a doua parte a acelui verset. Dar eu am venit să vă dau o viață și o viață, viață din belșug. Unde e viața din belșug în biserică? Pentru că, cum am spus, suntem foarte individuali. Pentru că nu realizăm, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Și avem nevoie unii de alții. Dar asta trebuie o smerenie. Asta trebuie o dedicare. Asta trebuie, apucă-te și studiază, sora mea, fratele meu. Nu, ok, Duhul Sfânt îți dă, e adevărat. Dar tu ai nevoie să studiezi. Oamenii din lume înțeleg că trebuie, ca să ajung doctor, trebuie să studiezi. De ce nu și ca și creștini? Să studiezi lucrurile lui Dumnezeu. Sunt atâtea cărți creștine, sunt atâtea manuale și din punct de vedere științific și din punct de vedere teologic. Avem nevoie de cunoștință, avem nevoie să înțelegem foarte multe lucruri. Fii luminii, fiii întunericului sunt mai deștepți și mai puternici decât fiii luminii. Înțelegeți? Și de aceea, așa cum a zis și soțul, am văzut, este așa mare nevoie de unitate în leadership, în primul rând. Unde e unitate, e autoritate. Dar unitatea nu se face decât smerenie și dragoste. Și când avem viziune împreună, în care nu mă promovezi pe mine, nici lucrarea ta, nici lucrarea celorlalți, nu nici biserica, că e pendicostală sau e carismatică, nu misiunea mea sau a ta, că e radio sau televiziune, nu. Ci totul pentru Hristos. Totul pentru salvarea și întâlnirea. Da, totul împărăția. Asta este un cuvânt. Cum ar fi lucrarea lui Dumnezeu atunci? Astea sunt lucruri care trebuiesc așa, dar vreau să mai adaug un lucru, este că am văzut totuși în România, de când venim din 2007, pentru noi este mai ușor să observăm lucrurile venind din afară, înăuntru, decât atunci când stai aici tot timpul. Și venind câte două luni în fiecare vară, am văzut totuși creștere în mulți lideri, în multe biserici chiar, și, dar este loc de mai mult. Asta vreau să spun, este loc de mai mult și dacă mai, de mai mult, dar dacă noi nu alegem să creștem mai mult și ne-am mulțumit doar cu starea în care suntem, atunci îmi pare rău, noi vom scădea sigur. Deci nu este loc de parcare în drumul către cer și în leadership. Vrăjmașul câștigă. Aș vrea să vă cer o favoare. Eu mai am multe întrebări despre misiunea voastră de anul acesta și timpul s-a dus așa de repede. Dacă ați vrea să continuăm într-o emisiune viitoare și să putem dezlega mai multe secrete, pentru că m-ar interesa să știu mai mult despre leadership, despre ce am putea face noi mai bine în România, pentru că multă lume se roagă pentru România și așteptăm ca împărăția să vină cu mai multă putere în țara noastră și cred că trebuie să facem echipă. Bineînțeles. Sunteți de acord să mai continuăm? Da, cu siguranță. Da. Mulțumesc și telespectatorilor le va place foarte mult lucrul acesta. Așa că revenim cu următoarele întrebări în emisiunea viitoare. Dragi prieteni, mulțumim că ați fost alături de noi și cred că și pentru dumneavoastră timpul trece foarte repede când ne urmăriți, că pentru noi aici în studio ceasurile parcă prind o viteză mai mare ca și în restul timpului. Cred că ați fost impresionați de ceea ce ați auzit de la invitații noștri, pe care vă invităm să-i urmăriți încă într-o emisiune viitoare pentru a afla mai multe despre misiunea lor și nu neapărat despre misiunea lor, despre planurile lui Dumnezeu pentru generația noastră și pentru țara noastră. Să fiți binecuvântați și să ne vedem cu bine! O emisiune sponsorizată de Matero.